se vrea un omagiu adus lui Marian Voicu, profesorului de franceză, vecinul meu, prietenul apropiat, și o expoziție despre portretul lui și peisajul din satul Măgura, comuna Hulbești, județul Dâmbovița, unde el s-a născut și unde acolo este înmormântat pe 10 martie 2022. O expoziție în memoria lui, cu peisaje din satul său, peisaje care sunt în mai multe anotimpuri, primăvară, vară, toamnă, iarnă, și câteva portrete ale lui din grădina de la kilometru zero, portrete peste, ca într-un palimpsest, cu teme florale. Ea ar fi așa, ca un imn, toată seria aceasta, ca un imn adus prieteniei, iubirii. El, de altfel, într-un telefon, ultimul telefon, ultimul dialog care l-am avut cu el, purtat cu el, mi-a cerut, într-un fel, să rămână în amintirea mea, dar că își dorea să existe în pictura mea. De aceea m-am dus la Măgura, unde am, să zic, am făcut o documentație fotografică. Nu am făcut decât câteva desene le-am făcut în Măgura, la fața locului. Pe urmă m-am dus ca să mă încarc emoțional, de fiecare dată fotografiind, să zicem, fântâna de la marginea satului, fântâna Victoria, curtea lui Nicolae Sică și al lui tanti Georgeta, și peisaje din satul Măgura. La un moment dat am fost focusat așa pe câteva case părăsite, pentru că e un sat foarte frumos, dar cu multe case părăsite, pentru că nu se mai nasc copii acolo de ceva vreme, îmi spune fratele său. Și aici portretul lui Marian, copil, lângă o casă părăsită care este extraordinar frumoasă și care pe mine m-a impresionat atât de mult, pentru că abandonul ei, ca și abandonul vieții. Și spuneam la un moment dat că peisajul e frumos în mai multe, să zic, în mai multe etape de anotimp. N-am făcut primăvara timpurie, mi-aș fi dorit. Aici sunt portrete ale lui Marian și o parte din ele le-am făcut exact când el încă mai trăia. Și bineînțeles că în lucrările astea, care sunt cu galben, verde, violet, albastruri, așa, una, două, trei, încă le mai piteam când el încă era în viață. Când am aflat că a murit, am făcut portretul ăsta care a fost foarte puternic, dar încă era lupta asta între verde, violet, între viață și moarte, să zicem așa. Și apoi, sigur, celelalte portrete, ca alte încă 2000 de portrete care sunt pe ca desen. Deci am o serie de portrete care au fost efemere, adică am făcut 3 portrete când încă el mai trăia pe zăpadă, pe un covor de
2 metri pe 4 metri și în fiecare dimineață îi făceam câte un portret și îi trimiteam pe WhatsApp să vadă portretele. El nu mai putea comunica cu mine, doar că a reușit să le vadă. Și la Muzeul Național de Artă Contemporană am făcut o expoziție care e dedicată tot lui, Marinică, băiatul meu, se numește pe o casă a scărilor. Aici sunt peisaje din satul Măgura, să zicem, despre stejare din pădurea Măgura, care e foarte frumoasă pădurea, Ulița Mare, cimitirul, Fântâna Victoria, curtea lui Nenea Sică, curți, margine de pădure și, bineînțeles, câteva portrete cu, să zicem, o temă din asta care îmi amintea într-un fel de el, să zicem, sărutul lui Marian, din tema care nouă ne-a plăcut să o cercetăm, sărutul lui Leonardo, pentru o altă temă de lucrări, Monsalai, care încă e în lucru. Aici a fost doar o temă din asta despre peisajul locului, într-un fel de a pulsa sau de a crea o stare de afectivitate cu locul unde el a văzut lumina zilei și, bineînțeles, cu peisajul care este foarte frumos la Măgura. El mi-a și spus când trăia, zice, de ce nu vii la Măgura, că e foarte frumoasă Măgura. Și a avut dreptate, pentru că acolo sunt, e lunga Mileștiului, unde e foarte frumoasă, cum să zic, pentru un pictor. De ce? Pentru că ai grupuri de pomi, case care se văd printre arbori, care sunt la margine de sat și mai ales în momentul hibernal, te cheamă și mai mult ochiul. La un moment dat am simțit, zic, domnule, mă inspiră iarna. Sau celelalte care erau în toamna sau toamna târzie, în decembrie, pentru că acolo îmi plăcea să relaționez cu verde-violet. Asta este lucrare care am făcut-o în cam prima etapă, dar de data asta mi-a plăcut să fac, cum să zic, pe suprafață mai mare. Mai am de gând să fac niște lucrări mai mari, pentru că pe suprafață mai mare îmi place să dinamizez și mai mult. Aici, de exemplu, într-o lucrare care am jos, la un moment dat am simțit nevoia să pun un personaj cu câine, fiind el de fapt tot timpul când mergea în oraș la cumpărături, la magazin, mergea cu cățelul. Și într-o lucrare l-am invocat și apoi multe lucrări, ca peisaj, îmi place să le introduc. Sau e aici portretul lui de copil. Că eu am zis, în copilărie, sigur, a văzut casa. El a plecat mai din tinerețe, din satul natal. A făcut studii, școală de filologie, pe urmă a lucrat în învățământ și, sigur, a avut o firmă care a durat cât a durat. Și, sigur, boala, pe urmă, COVID-ul a fost cel care l-a răpus. Și eu, cum i-am promis că îl voi așeza în pictura mea, m-am dus să întregesc, să zic așa, și cum e, o iubire e mai frumoasă când legi de ceva. Cineva din sat, la un moment dat, când i-a făcut portretul acolo, zice, a, Marian, la 5 ani, el citea ziarul. Era un fel de copil teribil, un copil din ăsta care era dotat mental și el era o figură foarte inteligentă, Marian, și foarte bun povestitor. Tot timpul îi spuneam, domnule, de ce nu te-a pus să scrii ceva? Pentru că tu ai avea, cum să zic, ei, nu a fost să fie să scrie. Am scris eu în culoare povestea lui Marian Voicu din
Măgura, comuna Hulubești, județul Dâmbovița.